Bună seara și bine v-am găsit la o nouă emisiune. Astăzi vreau să vorbim periodic, cum o facem de obicei, despre starea economiei. Cum mai merge, în ce direcție și ce e cel mai probabil să se întâmple în viitor. Și ca de obicei, Liv Moldovan, bine te-am găsit, invitatul meu de foarte mult timp și de foarte des când e vorba de trenduri și tendințe economice. Bun, hai să începem cu începutul. Și anume, cel puțin pentru situația actuală, care e acum în România la începutul anului, cam care ar fi principalele noutăți, tendințe, direcții pe zona economică? Cum stăm? Păi, nu stăm nemaipomenit de bine. Sau nu știm cum stăm, de fapt. Ultima oară parcă erai un pic mai optimist. Sau erai optimist la modul general pe 2021. În februarie nu avem buget. În sensul ăsta zici. Păi da, de acolo te uiți. Pe exercițiul bugetar, pe proiectul de buget, de fapt, te uiți și vezi cum vede guvernul situația. În afară de o cifră avansată, undeva 7 sau 7,1% sau între 7 și 7,1% a deficitului bugetar prognozat pentru acest an. Care e o proiecție, nu se știe că va fi. Bine, exact, probabil că va fi pe undeva și pe acolo. Și anul trecut a fost o proiecție de 3%. Și a fost 2,97% de fapt. Și, da. Da. Nu prea știm mare lucru. Și atunci e normal ca mediul de afaceri să fie puțin să ridice de pe accelerat. Să fie un pic precaut, să zic așa. Să vedem ce se întâmplă. Aici cred nu, că... Nu există temeri în ceea ce privește modificarea bulversantă a codului fiscal. Asta e bine. Cred că e singurul lucru de care putem afirma ceva cu certitudine. E un lucru bun. Dar altceva nu știm. Diverse organizații economice, analiști financiari, bancari vin cu tot soiul de prognoze. O să avem creștere de 3,9, de 4,2, de... Cred că chiar și chiar și de la guvern, dacă nu mă știu de la cât am auzit o prognoză, undeva spre 4-5% anul ăsta. Bun. Doar că, evident, e o prognoză, o estimare, așa mai mult. Ceea ce nu e... Ar fi bine dacă ar fi. Ar fi bine, dar nu e ceva... E și din comun, nu e outstanding. Mai ales după un picaj mare, normal să... Acum mă gândeam că da, are logică ce spui tu, că atâta vreme cât nu e bugetul făcut, poate e cineva ce se gândește, dar ce treabă are mediul de afaceri cu faptul că nu e făcut bugetul? În România o pondere foarte mare din mediul privat, chiar mediul privat, are de fapt legături și își trage parțial banii din proiecte bugetare. Și atunci la noi mediul privat, hai să zicem, 100% privat și independent, e destul de puțin ca parte din economie. O mare parte din economia privată, de fapt, are legături mai mici sau mai mari cu comenzile din partea bugetului, cu investițiile și cu banii de acolo. Și atunci e normal ca oamenii să, o mare parte din ei, să stea un pic, cum ai spus tu, cu frâna de mână trasă până când nu se dă drumul de acolo. Parte din investițiile începute, în special pe infrastructură, de exemplu, discutăm despre acel pod peste Dunăre, al doilea cel mai mare din Europa, mi se pare că este, da? Acolo se lucrează. Se lucrează non-stop, putem spune, da? Deci proiecte care au fost începute continuă. Pe semnă că nu s-au demarat multe proiecte noi, deși chiar astăzi citeam o știre despre începuturile lucrărilor pentru un tronson din autostrada Transilvania, undeva lângă Cluj, și chiar era opinie, uite domnule, că acum o săptămână nu era nimic aici, uite ce forfătesc ăștia acum. Deci, cât de cât se mai mișcă. Țara nu e blocată pentru că funcționarea are loc cu a 12-a parte din bugetul de anul trecut, până intră în vigoare noua lege a bugetului. Deci nu e freeze. Da. Se merge, dar la parametrii de anul trecut. Ce știm, și am început să aflăm așa pe surse anumite chestii din buget, din păcate nu toate sunt
super esențiale, să spun, pentru mediul economic. Nu se vor majora pensiile. Da, asta... A fost o conferință de presă... Am văzut și eu știrea asta. Asta, cred că, overall, din punct de vedere economic, e mai curând o știre pozitivă decât negativă. Din punctul de vedere al fundamentelor economice. Da, nu din da. Punctul de vedere al economiei, care va fi privată de niște bani, care nu mai intră, se cheltuie pensionarii. Deci, da, doar că... Ajungem și la... Da. Dezechilibrele, că aici e pericolul. Nu exact. De creștere economică, aia o să o avem. Problema cea mai mare ține de dezechilibre, da? Deficitul bugetar, deficitul de cont curent, nu mai spun, deficitele structurale, și aici măsura este foarte bună. Laud, felicit guvernul pentru inițiativa aceasta, sau decizia politică a partidului, a coaliției, whatever, pentru că agențiile internaționale de rating au spus, domnule, Moody's cum a fost, da? Perspectivă și S&P, perspectivă negativă. Da, și acum poate să monitorizăm ce se întâmplă pozitivă, cu dezechilibrele. Da. Sau să ne scoată măcar din perspectivă negativă. În... Bă, nu știu dacă anul ăsta, dar oricum, da. Măcar rămânem aici. Vrem să vedem efortul din partea guvernului cum că se adresează acestor probleme. Și atunci, de la undeva 9% deficit bugetar țintim în 7%, presiune să putea ținti un deficit și mai mic. Dar mai bine, că e un rău mai mic să ai deficitul acesta, băgând bani și încercând să stimulezi cât mai mult economia. Problema pensiilor ține de deficitele structurale. Nu avem o economie care să permită chestiile astea. Nu avem o economie care, de fapt, de vreo 3 ani de zile s-a tras de partea de cheltuieli cu asistență socială, da? Foarte mult, mult prea mult. Și de salarii la bugetar, și asta este o frână puternică pentru dezvoltarea pe de-a întregul a economiei. A fost o mită electorală. Populistă, în fine. Încercăm să acum blocăm cheltuielile astea, dinamica lor, da? Așteptând să vină economia din urmă să poată permite pe semne câțiva ani reluarea creșterilor veniturilor salariale și a pensiilor. Cam despre asta este vorba. Aici mai e un efect de frână, în sensul că dacă există foarte mulți bani care se duc către pensii și salarii și foarte mulți bani care sunt dați către aparatul bugetar pentru o angajare, automat economia cam are problemă de oameni. Și atunci când ai niște salarii foarte mari la bugetari, normal că o să te vei să te duci să te angajezi acolo. E, în general, e stres mai mic la stat, în general e programul mai lejer și dacă și banii buni și, de exemplu, știu că vorbeam anul trecut sau cam așa, undeva spre început anului trecut, media salariilor la bugetari era undeva cam cu 900 mai mare decât media salariilor din privat. A crescut. Da, diferență. Exact. Raport. Exact. Și atunci, între a avea un job mai stresant, unde trebuie să muncești mai mult la privat, și a avea un job mai relaxat, unde trebuie să muncești mai puțin și mult mai sigur, că la stat e mult mai sigur și mai bine plătit, păi, și atunci, evident, când mulți oameni se duc și lucrează la stat, lucrează, ai deficit în partea de privat. Ai și deficit, exact. Ceea ce e și mai mult îți frânează economia, pentru că firmele private nu se mai pot dezvolta la fel de mult, că nu prea mai găsesc oameni sau nu găsesc oameni foarte buni care să demareze chestii și să facă producție. Problema reală. Aceasta cu salariile, în afară de componenta menționată de tine, pe parte de privat, că privații vor cere pe semne salarii mai mari și atunci ar putea apărea un efect inflaționist, problema are și o componentă morală. Adică, până la urmă, cu tot respectul, marea majoritate a bugetarilor funcționează cu bani pe care cei de la privat îi produc. Evident. Și atunci... Nu e normal ca ăia să câștige mai mult, dar e vreme ce de la exact, ei se iau bani. Exact. E o situație inversă. Da? Ceea ce se întâmplă acum e pe dos. Încă ceva. Un job la... undeva la o instituție de stat,
De cele mai multe ori este practic garantat pe viață. De cele mai multe ori? În marea, marea majoritate a cazurilor. Dacă tu nu vii beat la servici sau ceva de genul ăsta, nu are nimeni ce să-ți facă. Deci ai o siguranță. Da. Și acum hai să facem o analogie cu obligațiunile. Da. Știu ce zici. Ai obligațiuni la o companie, o trompetă de companie, nu știu cum, păi au alea randament foarte mare. Pentru ca investitorul să fie astfel remunerat pentru riscul mai mare pe care și-l asumă. Da? Sau cum a fost cu Grecia. Da. Când aproape nu se mai tranzacționau acele obligațiuni. Da. De asta. Bun. Deci e limpede. Ai o chestie cu un risc mare. Cât riscul e mai mare, ai un reward mult mai mare, exact. Da? Un beneficiu. Până la stat. Da, dacă, unde e riscul de moment mic. Ce e mai sigur jobul, ar trebui să fie mai mic salariul decât exact. La privat, unde te poate da afară. Exact. Cu cât jobul e mai riscant, cu atât salariul trebuie să fie mai mare. Pe măsură, normal, sigur, exact. Da. Și mult, și riscant, și prost plătit, nu prea face sens. Din păcate, asta se întâmplă. Da, exact, din păcate. Da. Din punctul ăsta de vedere, am văzut că îmi place ce văd totuși la guvernul ăsta la început. Adică mesajele clar sunt, uite, trebuie să limităm acolo, trebuie să eliminăm fondurile alea pentru să reducem corupția și așa mai departe și să reducem excedentul de cheltuielile aiurea. Din punctul ăsta de vedere, cel puțin pe început, îmi place ce mesaje primesc de la guvern. Sincer, îmi place. Principiile sunt bune. Da, principiile sunt bune. Mesajul recent al premierului cu referire la companiile de stat, în care spune, bă, vă puneți pe treabă, vă reorganizați, nu primiți ajutor de la stat, decât cele care reușesc să-și modifice structura și business-ul, astfel încât să devină profitabile. Ne-am săturat să subvenționăm găuri negre și nici nu avem bani să o facem. Subvenționăm o gaură neagră în loc să alocăm banii aia către ceva productiv care poate aduce profit, să angajeze lume, adică e limpede. Da. Da? Asta e un lucru bun. Discutabil însă, sau discutabilă, ar putea să fie modalitatea de comunicare. În ce sens? În sensul că, uite, dau exemplu asta. Apare pe surse chestia cu pensiile. Ok. Confirmată ulterior de Ludovic Orban, care nu mai e premier. E șeful Camerei Deputaților. Bun, și președintele PNL, dar parcă aici ar fi fost domnul Florin Câțu cel care să... A apărut chestia cu neacordarea gratuității la transportul feroviar pentru studenți. Dom'le, nu se mai dă. A fost o lege acum vreo 2 sau 3 ani, da, impusă de PSD în Parlament, a dat gratis la toată lumea. Știu că chiar atunci erau multe miștele la adresa PSD-ului că a dat legea asta și după aia au venit tot fel de studenți în București ca să manifesteze împotriva PSD. Și uite, le-ați dat lege să călătorească. Au venit și strigă. Au venit pe banii voștri să strige împotriva voastră. Da, da. Bun. Nu se mai dă. De ce? Cât însemnau banii ăia pentru buget? Dacă, practic, aia, CFR-ul nu e o companie care să poată susține chestia asta, s-a acordat de la bugetul de stat. E o sumă mare, e o sumă mică, e o chestie de moralitate, de principiu, de... că sunt chestii discutabile, știi? Sau, până la urmă, am înțeles că se adoptă varianta... sau se va adopta o variantă, un număr limitat de călătorii gratuite. Deci e o bulversare așa, e o... Da, acum ori nu trebuie să apară nimic pe surse. Asta mă face să mă gândesc la un anumit scenariu. Repet, scenariu. Se lansează o șopârlă două. Vezi cum reacționează, da, și după și aia... după două ore, trei ore, nu, stați, că nu e chiar așa, nu, e mai blândă treaba. Bine, doamne, hai, știi, adică o stratagemă da. De genul. Nu știu dacă în situația asta așa trebuie să procedăm. Imaginea, de ce spun asta? Nu cred că lucrurile de genul ăsta vor avea un mare impact economic, evident. Da. E vorba de imaginea guvernului.
chestia asta se adaugă scânteilor apărute în ultimele două săptămâni între Ministerul Educației și Ministerul Sănătății. Da. Cu ministrul Sănătății care declară una, după două zile declară altceva. Da, dar asta e clar. Și zice un... că nu, domne, că nu așa se face, dar semnase o ordonanță de urgență cu o săptămână în, pe o ordonanță de urgență cu o săptămână în urmă despre chestia aia, adică niște bâlbâieli din astea care, bă, nu e în regulă ce se întâmplă acolo. Da. Asta clar e și un mod de a gândi al multor comunicatori din zona asta a guvernului. Și țin minte, când lucram în bursă, vorbeam la un moment dat cu cineva din conducerea Transelectrica sau ceva de genul ăsta și îmi spunea că, uite, trebuie să mergem la... Pentru cine știe, Transelectrica are în general prețuri reglementare, adică nu poate cere orice preț. Asta era, e poveste de acum ani buni. Și îmi spunea, avem nevoie de o creștere cu 5% a tarifelor ca să ne realizăm planul de investiții și așa mai departe și trebuie să mergem, nu știu, săptămâna viitoare, să zic, la guvern și o să cerem creștere cu 50%. Păi, deci n-a spus 5%. Bine, dar guvern nu acordă. Poftim? Nu, guvern nu acordă. În sensul că se la guvern ca să vorbească cu ANR-ul exact, și da. Așa. E, și zicea că dacă mă duc cu 5%, nimeni nu mă primește, mă dă afară în șută, nimeni mă lasă să intră. Și atunci mă duc să cer 50% ca să obțin în final 5%. Din start vreau 5% și atunci asta trebuie să cer mult. Arta negocierii, da. Exact, arta negocierii. Și bă, e oarecum în aceeași chestie, știi? Anunții, că au mai fost de atâtea ori, creștem prețul la benzină, 5 lei pe litru. Bă, a, stai că nu, de fapt ne-am mai gândit, nu o să fie, o să fie doar 0,5 lei pe litru, da. Ceva de genul ăsta, știi? Și atunci toată lumea zice, vai, ce bine că nu e 50. E clar și asta un mod de a comunica. Acum, dacă e eficient, nu știu. Dar e clar o modalitate de a comunica lucrurile. Menea că posibil și aici să intre și scandalul care a fost cât de cât la metrou, că și de metrou s-a... E în aceeași spirit de idei. Scandalul acela... Mă rog, extrem de cele afirmate, extrem de juste. Da, că s-ar, din ce vedeam pe graficul ăla, s-ar fi triplat aproape fondul de salarii. De ce acuzele inițiale sunt juste? Cel mai puternic argument este reacția celui sindicalist, Rădoi. Da. Plus, cum să spun... postarea aceea, îndemnul acela de pe Facebook, că băi, membrii de sindicat, mergeți și intrați la Câțu pe pagină și faceți acolo tâmbălău mare, că... Poftim? Da. Deci e clar că a fost deranjat, deci viesparul a fost deranjat, știi? La fel, situația este similară la sectorul 1. Primăria... deci doamna Clotilde Armand cu majoritatea, să spunem, sau partidul cel mai important din Consiliul General, PNL-ul. E un război pe viață și pe moarte acolo. Și cu acuze pe nedrept. Știi? Adică, domnule, că a tăiat finanțarea la spital. Și vine și spune, n-am tăiat, domnule, nimic, ce aveți? Trebuie o decizie a Curții de Conturi în care administrarea celor patru spitale importante din așa trebuie să fie la Primăria Generală. Am luat legătura cu domnul Nicușor Dan, vedem cum o rezolvăm. Da. Da. Până la și de cum le prezint și le dai. Bun, care ar fi, hai să spunem așa, pe termen scurt, sau care ar fi impactul în economie la chestiile astea? M-aș gândi că pe termen lung clar sunt pozitive, dar pe termen scurt ar putea să fie ușor negative? Termen scurt, să zicem, până în 6 luni, ceva de genul ăsta. Aproximativ. Foarte puțin. Foarte puțin. Până la urmă, trebuie să ținem cont și de un alt aspect. Un businessman, să spun, de calibru mic, un IMM. Să mai uită la știri, să mai uită la ce spune unul, să mai influența. Da, există cumva sentimente influențat și de știri. Nu da. În zona big... Da, marile companii, ăsta e un zgomot politic, îi se aplică un filtru și nu. Acolo discutăm codul fiscal, legislație. Da. Companiile în sectorul energetic sunt interesate dacă nu cumva mai apare vreo taxă pe stâlp, știi? Da, sau chestii de genul ăsta. Sau
dacă se redeschide povestea cu explorările, exploatările de gaze din Marea Neagră, lucruri de genul ăsta, nu că... Da. A, și atunci zici că ar putea să fie, poate, să aibă un impact pe termen scurt, doar așa, poate gen, că da, mai sunt câteva filme care se uită la știri și nu sunt, a, ni se pare că e scandal sau ceva de genul. Da, tu, de exemplu, da, dacă vrei, ai vrea, să zicem, să mai angajezi un om la tine la companie, te uiți așa la jurnalul de știri și zici, bă, că mai aștept o lună. Asta, sincer, da, efectul ăsta... Asta era cumva și, cam, adică o simțeam și mă regăsesc în modul ăsta de vorbire, dar primul, sau hai să nu zic neapărat primul, unul dintre șocurile pe care le-am avut atunci când în urmă cu aproape 10 ani am început să tranzacționez pe bursă și să mă uit la bursă, e cum cât 10 de... ani? Până în 2005-2006, ceva păi din 2006. 15 ani. 15 ani. Ah, ok. Am trecut mult. Da. Da, corect. Cât de mă uitam la știri și vedeam tot timpul, vai, criză, vai, nenorocire, vai. Deci era, tot timpul era criză la știri la televizor și mă uitam, bursa nu avea nicio corelație. Deci efectiv nicio corelație reală între ce scandal era și criză și apocalipsa și sfârșitul lumii de la televizor și cum e, o privea piața și piața de capital efectiv mersul economiei. Și nu aveau. Decât foarte, 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 foarte puține momente. Exact. De obicei mai puțin întâmplă, de... Așa se întâmplă peste tot. Exact. Mai puțin de unul pe an, când existau anumite știri care chiar influențau bursa. Asta ar venea o rare, pe da, de dată la câțiva ani. Da, știrile care influențau bursa nu prea sunt reflectate la da, exact, posturile generaliste de știri. Exact. Exact. Mă exact rog, nu vreau să comentez acum, dar lucrul ăsta se întâmplă peste tot. Și îți dau cel mai recent exemplu. Acum aproximativ o lună. Asediul în Statele Unite asupra Capitoliului. Da. Că era, da, sfârșitul democrației. Să da, vedem la bursa de la New York dacă se vede vreo gâlmă. Nimic. Da, a fost tratată ca un fel de scandal politic, mai da, mult sau mai puțin. Exact da, asta. Big One da, gândește... Altfel big decât. Ones gândesc altfel și filtrează niște lucruri și de asta nu... Un mecanism foarte bun de reglare, da? Cum nu s-a întâmplat cu celebra companie de jocuri video. Da, da, o să ajungem și la asta. Da. Și la Bitcoin. Și la Bitcoin, da. Da. Referitor la guvern, mai e un aspect, un lucru, iarăși, care mi-a plăcut, inițiativa de a trece prin Parlament un proiect de lege care să anuleze prevederea de anul trecut a PSD-ului cum că statul 3 ani de zile nu are voie să vândă nimic din participațiile sale. Da, asta ar fi o veste destul de bună dacă s-ar privatiza anumite din, sau s-ar încerca. Că nu momentul nu e foarte rău. Aici este. Nu se privatizează. Nu se privatizează nimic. Se listează la bursă. Exact. O parte. Deci PSD-ul a venit rănit în orgoliu lui de mare macho care a dus țara nu mai vreau să zic cum. Deci rănit în orgoliu ăsta, domne, vin ăștia, ne vând țara. Da. Hei, au trecut 30 de ani de la chestia cu nu ne vindem țara. Încercați și voi să progresați un pic sau rămânem tot acolo? Eventual chemați și minerii, nu? Că s-a întâmplat asta pe 10 august. Da. Quasi, da? O chestie cumva echivalentă. Deci, nu să, și ei au vândut chestia asta, vin ăia, ne luau fabricile și uzinele pe nimic. Păi nu. Nu e așa. Nu e absolut deloc așa. Se discută despre listarea la bursă a unor participații. A unor în general, cote, nu foarte mare, cum minoritare, 15% da, din companie. Și nu vin străinii să cumpere, că poate vine și românii să cumpere după aceeași bursă. Pachetul ăla de 15% poate ajunge în mâinile românilor. Dacă fonduri vor, de investiții, fonduri de pensii, cetățeni, și persoane. Fondurile de pensii de la noi au o grămadă de bani. Chiar ar vrea să fie tot felul de sigur, companii lista. Sigur, bun. Statul ar câștiga niște bani care să ajute în economie, să așa. Dar câștigul cel mai mare... E că companiile sunt mai transparente, devin exact, mai transparente și prin transparentizare mai eficiente. Sigur. Și nu se mai fură, Radu. Da. Păi de asta devin mai eficiente, că atunci când peretele de sticlă e mult mai greu da, să, da, să lucrezi în spatele și lui. Dau un exemplu foarte... Deci am avut Transelectrica, Transgaz, Electrica, Romgaz
și nuclear electrică. Toate companii listate la bursă. Vreun scandal de corupție? Probleme mari în management acolo. Au fost niște mici scandaluri pe la electrică, dar nu ceva spectaculos. Dar unde am avut băieți deștepți? La hidroelectrică. La hidroelectrică. Companie care nu a fost listată. Hai să listăm 10% din hidroelectrică, să vedem cum dispar toate problemele astea. Asta este, ăsta e câștigul. Da, da. Și asta demonstrează o direcție pe care și guvernul Orban și guvernul Câțu le-au avut, cele două guverne, această direcție, au avut această direcție, cele două guverne, o gândire liberală, într-adevăr, aici. Și e foarte bună din punctul meu de vedere, că e clar, adică... Gestionarea situația a fost foarte bună. Doamne, avem inițiativa asta, a sărit PSD-ul și au replicat. Păi nu, terminați-vă. Nu despre asta este vorba. Uite, pachete, cotare, cotare. Reacție care nu a fost bună sau comunicare care nu a fost bună sau inițiativă care nu a fost bună când cu reglementarea, liberalizarea pieței de energie. Când s-a trezit toată lumea pe 15 decembrie, băi, mai sunt două săptămâni și aia care nu își fac contracte pe piața concurențială o să plătească mai mult. Băi, ANR, tu te-ai ocupat de companiile respective, să le impui să informeze cetățenii. S-a făcut un hirupism din ăsta, presa s-a inflamat și până nu a venit noroc că a venit ministrul Popescu, nu? Care a spus, Virgil Popescu, care a spus, domnule, gata că se amână 6 luni de zile, se reglementăm. Ca ulterior să aflăm că șeful ANR-ului, un domn absolut respectabil, cred, pus acolo de PSD. Și atunci mă pot gândi că a pus o talpă tocmai ca să se apere imaginea guvernului. Ne putem gândi la chestia asta. Da, e un scenariu. E un scenariu, nu fac o afirmație, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar poate să-ți treacă până cap ceva de genul ăsta. Da. Și atunci tu, guvern, trebuie să preîntâmpin chestia asta. Da. Din punct de vedere al... Știu că, apropo, legat de economie, a fost, parcă acum o lună sau mai puțin, din mâine, mai știu exact, Banca Națională a României a redus dobânda de referință. Da, da, da. Ai apucat să te uiți un pic peste comunicat și ce s-a... Nu s-au schimbat foarte multe. Dânsii militează pentru a aduce... Cam cât mai e acum dobânda de referință? 1,25. Pentru cine nu știe exact, dobânda de referință e o dobândă, o indicație, dacă vrem, să spunem așa, către bănci. Adică în timp dobânda practicată de bănci să tindă undeva spre dobânda asta de referință. Și dacă se scade, e o modalitate prin care zice, uite, ar trebui să fie bani mai ieftini. Bani mai ieftini, adică dobânzi mai mici. Dobânzi mai mici, adică cine are nevoie să ia niște credite ca să facă ceva cu ele, să le ia mai ieftine, adică la dobânzi mai mici și atunci economia să meargă mai să accelereze economia, că te poți te împrumuți să iei credite pe de fapt, nu valori mai mici. Dobânzile la care băncile dau credite, dobânzile la, piața, la, în piața interbancară. Monetară, da, din interbancară. Piața monetară. La... Evident că de nivelul acesta depinde robor. Da. Și automat cu marjele care se adaugă dobânzile pentru exact, că băncile practic undeva iau bani la dobânda asta aproximativ, își mai pun o marjă lor de profit cât e și ai cam dobânda pentru BNR-ul a venit cu măsura asta. Mai are câteva gloanțe. Da, mai are mult mai multe gloanțe dacă e. 5. Până la 0. 5 un nelimitat. Nu, zic 5 până la dobândă 0. Și mai are și după, da? 5 gloanțe în sensul că în general, 5 reduceri, da. Da, în general reducerile de dobândă nu se fac așa oricât, ci sunt de obicei în etape de punct. Exact, 0,25%. Și atunci dacă te gândești până la 0, mă sunt 5 sferturi de punct până la 0. Menționează și face trimitere banca la riscurile potențiale asupra economiei, mult mai vocal această menționare decât o face guvernul, de înțeles.
mi-ar fi plăcut foarte mult ca opoziția să aibă o astfel de atitudine, nu atitudinea pe care o are, care e un demers pur politicianistic. Și populist, aș zice. Da. Deci menționează riscurile. Și apropo de riscuri, uite și o veste bună. Christine Lagarde, șefa Băncii Centrale Europene. Fosta șefa FMI-ului. Da. Revenirea puternică a economiei, sau revenire semnificativă a economiei spațiului euro, va avea loc în a doua jumătate a acestui an. Uh-huh. Spune și ce înseamnă puternică în cifre? Nu. Ok. O să vedem asta în proiecțiile staff-ului, proiecțiile trimestriale, care apar o dată pe trimestru, pe semne la prima ședință din aprilie. Dacă e să iei o creștere puternică în... Creștere puternică înseamnă 2%, ne imaginăm. Da, la nivelul întregii UE 2% poate înseamnă destul de mult, exact. Dar asta înseamnă că... Asta înseamnă că ei pun în preț efecte pozitive ale campaniei de vaccinare. Da. Crezi că asta e principala frână în calea creșterii economiei? Restricțiile date global, de... La nivel global, sigur, da. Și la noi, da. Și noi, uite, săptămâna trecută vedeam o statistică, stăteam foarte bine, locul 3 sau 4, la nivelul întregii Uniuni Europene, pe problema, pe campania de vaccinare. Da. Acum, știu că înainte de campania de vaccinare credeau sau estimau că cea mai mare problemă o să fie că oamenii nu vor să se vaccineze. Nu. Problema e la producători și asta era... Păi nu, asta credeau la un moment dat, adică le era frică că cum au fost toate campaniile alea cu antivacciniști, cu 5G, cu extraterestri, chipuri și alte prostii, da. Mulți credeau că, uite, poate de frică nu o să vină oameni. Nu, oamenii vor, clar. Logic. Adică în proporție covârșitoare. Problema acum e că nu sunt momentan, bine, probabil că o să fie suficiente vaccinuri. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, probabil campania va merge... Astăzi a fost situația în care trebuiau să vină 60.000 de vaccinuri, parcă, nu mai știu exact cifra, dar datorită condițiilor meteo... Da, a avut probleme, avionul nu a putut decola din Germania, na. Da. Da. Vine mâine, sau când o fi, da. Noroc că erau pentru... Ne-a spus premierul că noroc că acele vaccinuri erau destinate rapelului. Și atunci ăștia cu programările pentru prima tranșă, să spun... Au mers nu, cred că normal. Au mers normal, da. Dacă ar fi să mergem pe ideea unei campanii ok, cam când crezi că s-ar putea simți în economie vizibile efectele... La vară. Rezonabil cel mai devreme, de la vară încolo. Cred că da. Că se cumulează, să zicem, și din ce în ce mai multă lume vaccinată, plus căldura, care căldura oricum reduce. Apropo, că e de menționat, din măsurile pe surse, să spunem, deși nu toate sunt pe surse, în fine, în ceea ce privește noul proiect al execuției bugetare, dispar, nu se vor mai acorda. Și aici e debatable chestia, nu se vor mai acorda vouchere de vacanță pentru bugetari. Da, am văzut. Se vor tăia anumite sporuri, perfect de acord. E ca și cum am avea noi spor aici că stăm pe scaun și avem o sticlă cu apă și ne filmează o cameră. 25% spor. Pic, da. Cum? Sunt foarte multe sporuri în zona de buget. La buget sunt multe. Inutile. Adică, mind-blowing. Cum... E ca și cum dai la medic spor că stă în halat alb. Păi, nu? Da. Nu ți-ai dai spor. Asta e... Da. În general, la privat... Spor de periculozitate, că ce? Urci cu liftul în minister să strică liftul între etaje? Sau ce pericol e ăla? Da, bine. Acum, cred că mai sunt și spor într-adevăr de condiții grele sau ceva de genul ăsta. Adică la bugetar, mai... condiții grele. Ce lucrează? Mină sau ce au? Nu, da. Polițiștii? Da, poate, să zicem. Sau, în fine. Uite, la chestia cu voucherele e foarte debatable. Poți să spui, domne, sunt nemeritate. Da.
Las-o nemeritată anul ăsta. Exact asta m-am gândit și eu. Horeca. Exact asta m-am gândit și eu, că anul ăsta ar fi fost bine să fie. Că voucherele, ce n-ar fi fost bine să fie, ar fi fost vouchere pentru excursii în afara României. Gen, pentru Grecia sau alte chestii. Da. Dar pentru vouchere pentru turism în România ar fi fost foarte bine. Și chiar asta m-am gândit, că anul trecut Horeca a fost semidistrusă. Adică toată lumea a stat acasă. Mă rog, mult mai puțin. Da. S-au închis o grămadă de hoteluri, pensiuni, da, n-au avut. Și atunci ar fi fost bine, pentru că ar fi fost un fel de gură de oxigen în plus anul ăsta, să zicem, tocmai pentru relansarea. Eventual, ca o chestie cu caracter temporar, să zicem anul ăsta. Să zicem. Da. Să nu dai numai la bugetari. Mai suplimentezi un pic fondul respectiv și dai la toată lumea. Adică de ce doar bugetarii au voucher din ăla? Cei de la privat, de ce nu? Că nu e vorba că îl ajuți pe om, ajuți o industrie. Ajuți industrie și atunci nu contează cine îți vine. Da, da, exact. Și la pensionare eventual. Adică poți merge cu o gândire. Numai, mi se pare că erau 1500 de lei, nu sunt sigur. Da, ceva de 1500 sau 2000 de lei. Dar nu mai sunt 1500, sunt 800. Că asta e. Okay. Da, să dai la toată lumea. Da. Asta m-am gândit și eu că a fost o măsură bună, tocmai pentru că Horeca a fost de departe cel mai afectat domeniul de pandemie și atunci ar fi avut nevoie să se relanseze cumva, să fie un fel de ajutor. Și erau un fel de ajutor până la urmă. Ar fi fost. Bun. Acum, că tot vorbeam de asta, de bursă vorbisem mai un pic mai de mult. Că acum a evoluat în mare bursa la noi așa și ce ar putea însemna asta pe economie? Bine, să zic. Bine în sensul că am recuperat toate pierderile pe care le-am avut în 2007-2008. Suntem din nou destul de aproape de maxime istorice. Nu știu dacă am depășit, dar cred că nu suntem peste maximele. În zona. Da. Rezonabil în zona maximilor atinse de dinainte de pandemie. Deci, practic, cel puțin pe piața de capital, cam toată scăderea cauzată de pandemie cam fost recuperată. Ok, nu 100%, dar... Dar nu e o zonă care... 80-90%. E o zonă care încă e departe de maximele de dinaintea precedentei crize, de maximele din 2007, zona de sifuri. Da, e o financiar, categorie anumite, da, separată. Da, și m-aș gândi că, uite, asta ar putea să fie, că dacă ar fi să o iei așa per total economie în România, dacă ar fi să fie și Horeca bine reprezentată la bursă, sunt convins că graficul n-ar fi la fel de sus, n-ar fi recuperat. Dar tocmai pentru că bursa noastră, de fapt, nu e o bursă care arată complet de-a întregul situația economiei. Da, nu e o radiografie. E o radiografie parțială, incompletă, să zicem, a economiei. Zona Horeca, care nu e foarte bine reprezentată la bursă, sunt câteva hoteluri, dar overall nu foarte mult. Insignifiant. Exact. Și atunci sunt convins că indicatorul ăsta sectorier n-a fi recuperat atât de mult, dar per total, așa, cel puțin ce e reprezentat la bursă, e ok din punctul ăsta de vedere. Da, n-a fugit lumea. Nu s-au retras fonduri de investiții din bursă, lucruri de acest gen, investitori instituționali. Din contră, vine orice companie cu 3 milioane, 5 milioane de euro și lansează obligațiuni pe piața aero. Este o efervescență nemaipomenită. Chiar asta mă uitam, că au venit foarte multe companii și listări cu succes, companii mici, mici intense de bursă. Asta tot înseamnă că au câteva milioane maxim cifră de afaceri, dar au... Sau zeci de milioane. Sau zeci de milioane, dar... Sunt companii, oricum, sunt companii mici pentru considerate pentru bursă. Când avem, de exemplu, la bursă Banca Transilvania, pe față de Banca Transilvania, pe care îi calculează mai mare decât toate celelalte companii de piața aeră. Le cumpără pe toate. Le cumpără pe toate, exact. Banii din buzunar, da. Da, exact. Trebuie. Și atunci, comparativ cu cel mai mari jucători, piața aero este o piață mică. Pentru cine nu știe, piața aero e o piață mai nouă introdusă de bursa de valori, unde se pot lista cu cerințe mult mai mici și cu birocrație, hai să spun, cu un dosar mult mai subțire, companii relativ mici pot să se listeze la bursă. Și e mult mai ușor. Și zona asta e destul de efervescentă. Adică a început, când s-a deschis piața aero? Parcă prin 2012-2013, dacă nu mă înșel. Sau 2014, parcă ceva din asta. 2014. La primii ani. Da, 2014. Cam așa, 2014. Da, 2014. Primii ani a fost foarte multă liniște pe acolo, câteva companii, dar în
în ultimii ani, relativ recent, tot apar companii din ce în ce mai mult. Și e sau un sector... 2015. Sau 2015. Acum nu mai știu. Da. Era la Maniceanu. Știu că da. Am făcut emisiune cu Bogdan Mogescu chiar la, în ziua lansării. Nu mai știu dacă 2014 sau 2015. Parcă 2015. Da. E, și în ultimii ani, piața asta a crescut foarte mult, companiile mici. Deci arată clar că există un apetit al investitorilor și al patronilor pentru a se lista. Nota bene, sunt multe, atât categoria la care faci tu referire, dar și categoria companiilor care vând, care vin și emit obligațiuni. Da. Da. Și bănci, și bănci mari de renume, că începe... Okay. Parcă începe să se dezvoltească. Să se miște ceva, da. Acum, mai avem câteva minute. Care sunt în momentul de față cele mai mari riscuri la asupra economiei? Am văzut, ok, care sunt lucrurile, hai să, în general, pozitive? Valul 3, valul 4, pandemie. Valul 3, valul 4, tulpina 2, tulpina 3, cred, nu? Da. Da. Sau probleme pe parte de producție de vaccine. Doze de antivirus. Da. Da. Există... Deci, riscuri exogene, să spun. Da? Adică da. Vin din exterior, nu... Da, din exterior României, în sensul ăsta, să spunem așa. Există un fel de indicator sau ceva, nu știu, cumva, cotație, care se pună cât de cât în preț, cât de mari sunt riscurile astea cu noi tulpini, cu lipsă de producție, cu extindere, să zicem... Deocamdată nu știu să existe vreun indicator sau ceva. Deci, de genul University of Michigan Consumer Sentiment, cum e cel din... Virus sentiment. Da, exact, da, da. Cum e cel din Statele Unite, dar ne uităm în piețe. Când ai piața de capital sus, când nu ai o monedă care să se prăbușească, ce spune asta? Când nu ai riscul de țară în creștere, da? Când toți investitorii și toate și banchieri și companii de rating la nivel mondial închid ochii la toate deficitele și la tot ceea ce se întâmplă. Este momentul, perioada istorică, la nivel istoric spun, cu cea mai mare îngăduință posibilă, da, posibilă față de pe vechiul sistem de gândire, excesele care se întâmplă acum în economii, la nivel global. Da. Trebuie profitat de chestia asta. Da. Și e clar că sunt și politici de, la nivel macro, de finanțare și de stimulare monetară. Acum... Deci s-a învățat din criza trecută. Da. Din crizele trecute, nu doar criza trecută, zice. Cea mai recentă, da. Din punctul ăsta de vedere, apropo de stimulare și finanțare, în esență, e clar că se creează bani și o parte din ea îți ajungă în economie mai repede sau mai târziu. Ai mai urmărit și pe partea de fonduri europene, cam care ar fi impactul? Teoretic ar trebui să intre vreo 800 de milioane, dacă mă înșel, pe fondul de anul trecut. Trebuie să ne mișcăm repede, am înțeles că e un deadline undeva în aprilie pentru depunerea de proiecte pentru... Două minute mai avem. Pentru programul de recuperare economică, reziliență și așa mai departe. Trebuie să ne mișcăm. Aici domnul Ghinea trebuie să presteze puternic. Din ce am mai înțeles, revenim la buget, e de fapt punctul nodal al perioadei. Am înțeles că undeva 50% din investițiile programate vor fi pe fonduri europene. Which is huge. Da. E imens. Procentul. Și asta ceea clar ce îndovedește presiunea fantastică pe buget, a cheltuielilor, cu pensii, cu salarii, cu tot, cu tot, cu servisarea datoriei, cu dobânzile, adică. Da. Premierul, ministrul de finanțe, să spună, dom'le, doar atât am pentru investiții. Și atunci, băi, cum o scoatem la cap? Mă, luăm fonduri europene, facem și mai punem încă o dată pe atât. Deci, micimea acestei sume, asta este problema de care trebuie să scăpăm în anii viitori, Musa. Da. Bun,
cam asta pentru astăzi. Mulțumesc mult pentru prezență și pentru participare. Cu plăcere. Și vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori. Rămâne ca de obicei să ne auzim în fiecare luni la aceeași oră cu alt subiect din zona de business. Până săptămâna viitoare însă, o seară bună în continuare tuturor și rămâneți mai departe cu Canal 33.